Bună ziua, dragi reprezentanți ai presiei și dragi cetățeni, mă bucur foarte mult că, în sfârșit, colegii din Parlament au susținut o inițiativă legislativă a noastră, a celor de la Pro-Moldova, pe care ziua de 2 martie să nu doar comemorăm pe cei căzuți în conflictul de pe Nistru, dar și să ne exprimăm recunoștința față de cei în viață încă, peste 20.000 de eroi ai noștri. Sigur că mai rămân încă foarte multe legate de conflict. Avem trupe străine pe teritoriul nostru care trebuie evacuate odată și odată. Sunt încă necesare foarte multe, inclusiv inițiative sociale pentru a-i ajuta pe cei care au trecut cu atâta brăvii și curaj prin conflictul de pe Nistru. Dar mă bucur că astăzi colegii din toate fracțiunile parlamentare au susținut inițiativa noastră de a considera ziua de 2 martie nu doar ziua comemorării victimelor, dar și recunoștință față de cei care au luptat pe Nistru. Și ba mai mult ca atât, nu e doar legat de schimbarea denumirii, dar sunt propuse mai multe acțiuni care au fost aprobate de Parlament, inclusiv la nivelul societății civile, inclusiv inițiative ale Ministerului Educației, Cercetării și Științei și multe altele legate de recunoștință și comemorarea victimelor. Și asta am vrut să vă zic ce ține de activitatea de astăzi din Parlament, dar aștept întrebările pe care le aveți, că înțeleg că aveți multe. Domnule Candu, vrem să comentați decizia Maie Sandu de aseară, prin care ea a înaintat-o repetat pe Natalia Gavriliță la funcția de premier. Cum credeți dumneavoastră, ce ar putea să se întâmple mai departe și de ce ar fi făcut Maie Sandu acest lucru? De ce a făcut-o și a motivat dumneei decizia? Consider că, precum am și menționat anterior, indiferent de poziții, funcții, toți suntem egali în fața legii și trebuie să respectăm legea și Constituția. Dacă legea și Constituția pe care dumneei, în calitate de președinte de țară, a depus jurământul de credință ca președintea țării prevede o anumită situație juridică legată de formarea majorităților în Parlament, înaintarea candidaților din partea majorității, atunci trebuie respectată legea. Dumnezeu a venit cu argumente și cu motivarea pe care a expus-o ieri. Cred că în cazul de față este nevoie de un arbitru, iar arbitru este Curtea Constituțională. Înțeleg că colegii din Partidul Socialiștilor au intenția să meargă la Curtea Constituțională să se sesizeze respectiva problemă sau respectivul subiect, vom aștepta care este verdictul Curții Constituționale ca să facă dreptate unei părți sau alte. Dar cum priviți amândoi voastre? Eu am spus-o. Că noi știm ce urmează să se întâmple. Știți ce urmează să se întâmple? Adică știm că eu mă bucur foarte mult că știți acest lucru. Eu nu știu ce urmează să spună Curtea. Știu și eu să citesc legi și jurisprudența Curții Constituționale. Știu că Curtea deja s-a expus odată pe subiectul respectiv, menționând că dacă este formată o majoritate parlamentară și dacă este înaintat un candidat ce are semnăturile a mai mult de 50% din Parlament, adică majoritatea absolută, președintele n-are, să zicem, câmp de manevră și discreția să se opună unei astfel de voințe. Adevărul și justiția stau în lege, fără simpatii și fără antipatii. Și nimeni nu e mai presus de lege, că e președinte de țară sau e un cetățean care nu are funcție în stat. Consider... Asta Curtea Constituțională trebuie să se expună. Eu consider însă că e la limita legalității. Că socialiștii au discutat sau vor discuta despre o eventuală votare a guvernului, care, dacă va fi totuși propusă doamna Durleșteanu, din partea altor fracțiuni sau grupuri parlamentare. Dacă socialiștii deja au discutat cu Pro-Moldova și dacă sunteți gata să examinați posibilitatea să votați acest guvern? Chiar ieri aici în fața voastră m-am expus pe faptul că atunci când se va ajunge, dacă se va ajunge ca doamna Durleșteanu să fie desemnată în calitate de prim-ministru desemnat,
Potrivit procedurilor, urmează să vină fracțiunile parlamentare să discute care este programul de guvernare, care este echipa, și abia după asta echipa Promodova se poate expune. Doamna Durleșteanu astăzi nu reprezintă nici, nu este nici prim-ministru desemnat, nu are nici echipă guvernamentală, nu are nici program de guvernare. De aia, cumva, este prematur să mă expun, fiindcă eu nici nu știu cine sunt viitorii eventual miniștri desemnați. Așa cum am menționat ieri, toate la rândul său. Eu am menționat că cunosc unele calități profesionale a dumneiei, cunoscând, citind și CV-ul dumneiei, având experiența pe care o are și menționând că este absolvent al facultății a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Atât. Ce ține de votul pentru un guvern, și vreau să vă readuc aminte că în Parlament se votează programul de guvernare și echipa, componența guvernului. În momentul de față nu avem niciuna, nici alta. De-aia este foarte prematur să, dacă aș putea folosi astfel de exprimări, este prematur astăzi să vă pot spune dacă votăm eventual un astfel de guvern, deoarece dumneavoastră nu este prim-ministru desemnat, nu are încă echipă, nu are program de guvernare. Toate la rândul său. Dar negocieri propriu-zis sau discuții propriu-zis cu PSRM au avut loc? Ieri, ca și în alte zile, au avut tot felul de consultări și discuții. Și nu doar noi cu PSRM, dar PSRM am impresia că au discutat cu absolut toți colegii. Și cei din PAS, și cei din Platforma DA, și Democrație, și cei de la ȘOR, s-au apropiat de noi, au spus că vor să creeze majoritate, vor să înainteze un candidat. Noi le-am spus că noi nu semnăm alături de cei din echipa ȘOR. Respectiv, noi am văzut ieri care au fost concluziile zilei de ieri. De aceea, toate la rândul lor, vor veni în Parlament, dacă doamna președinte Maia Sandu va desemna pe doamna Durleșteanu, liber sau fiind, nu știu, impusă de decizia Curții Constituționale, de exemplu, sau poate un alt candidat va fi, cine știe, haideți să le luăm pe toate la rând, termin încă este, 45 de zile, iată că abia de ieri încep să curgă 45 de zile în interpretarea Curții Constituționale, respectiv vom lua deciziile la timpul potrivit. Și vă mulțumesc foarte mult. Oricum, dați să calculăm când pot avea alegerile parlamentare. Minimum. Vreți la microfon? Nu știu dacă vă aud. Nu de alta, dar telespectatorii nu o să înțeleagă la ce răspund eu. Oricum, când pot avea alegerile parlamentare anticipate, dacă să calculăm, ele pot fi fixate, ziua alegerilor parlamentare anticipate, minim 60 de zile trebuie să fie. Dar asta se fixează doar după ce este demis Parlamentul. Deci, până la procedura de demitere a Parlamentului, mai sunt încă 45 de zile, sunt 3 luni jumate. Domnul Dodon cu fracțiunea socialiștilor a spus că vor alegeri anticipate la mijlocul lunii iunie. Dacă să luăm un calcul mijlocul lunii iunie, acum deja trebuie să fie demis Parlamentul. Haideți să facem, dacă vreți, o simulare matematică. Ieri a fost data de 11 februarie. Nu știu sigur câte zile are în acest an februarie, dar să admitem că sunt 28 de zile. Din 11 februarie trageți 45 de zile, minim termen care este necesar, minim termen. Deci termenul poate fi și mai mare, în funcție de și câte încercări sunt. Deci nu este un termen maxim, este un termen minim. Apoi, doamna președinte, urmează, să zicem că asta e data de sfârșitul lunii martie, după 25 martie, sfârșitul lunii martie. După aia, doamna președinte, trebuie să se adreseze, poate să se adreseze Curții Constituționale pentru constatarea circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului. Curtea Constituțională cred că nu face lucrul ăsta în jumătate de zi. Probabil își ia câteva zile la dispoziție. Iată că avem sfârșit de martie, început de aprilie. Apoi, dacă sunt circumstanțe și doamna președinte dizolvă Parlamentul, în acel decret de dizolvare a Parlamentului trebuie să stabilească ziua alegerilor, care nu poate fi mai puțin de 60 de zile și nu mai mult de 90 de zile. Deci între 60 și 90 este termenul.
poate să pună exact la 61-a zi, dar trebuie să de văzut care e zi de duminică, ca să fie în zi de, în mod obișnuit, tradiția și legea spune că în zi de duminică se organizează alegerile. Deci dacă e să facem acest exercițiu matematic, reiese la începutul lunii iunie sau în mijloc de luna iunie, luând în considerare aprilie și mai, 60 de zile pentru campania electorală. Deci cam se încadrează în termenile care s-au vehiculat de mai multe părți, nu doar de socialiști sau de cei de la PAS, cam ăsta ar fi calendarul. Dar, unu, trebuie să fie termen de minimum 45 de zile, minimum două încercări de a forma un guvern. Doi, Curtea Constituțională trebuie să constate dacă există sau nu circumstanțe. Și iată ce s-a întâmplat ieri. Există interpretări și există opinii juridice luând în considerare că s-a format o majoritate, că există un candidat, în cazul de față s-ar putea să nu mai existe circumstanțe pentru dizolvarea Parlamentului. Respectiv, președintele Maia Sandu se presupune că nu va avea posibilitatea și nu va avea dreptul să dizolve Parlamentul atâta timp cât și Curtea Constituțională nu vine cu verdictul său. Deci sunt mai multe semne de întrebare. Urmează zi de zi, deja în funcție de inclusiv interpretarea sau decizia Curții Constituționale, să se ia vreo decizie. Plus că în această perioadă de timp se pot forma alte majorități parlamentare. Poate apărea alt candidat la funcție de prim-ministru. Iarăși consultări cu președintele Maia Sandu. Respectiv, de aici încolo, cert este că suntem în criză politică, cert este că suntem într-o criză economică, socială și pandemică în țară, că nu avem un guvern în exercițiu și avem un guvern în demisie, care nu poate lua deciziile necesare pentru țară și de la asta suferă cine? Nu politicienii. Suferă cetățenii de rând și suferă țara. Vă mulțumesc, o zi bună, succes!